Bună ziua, suntem la hotnews.ro cu domnul Vladislav Kulmitski, fost vicepremier al Moldovei și ministru pentru reintegrare, în prezent expert în rezolvarea conflictelor. Bună ziua! Bună ziua, mersi pentru invitație! Pentru că am adus vorba despre conflicte, avem pe teritoriul Moldovei două regiuni, Transnistria și Găgăuzia, conduse de lideri care, ca să zicem așa, nu sunt chiar pe aceeași lungime de undă cu autoritățile legitime din Moldova. Haideți să le luăm pe rând, că dumneavoastră sunteți specializat în Transnistria și în Găgăuzia. În România avem această imagine a cetățeanului din Transnistria care este vorbitor de rusă, citește presă rusă, se uită la televizor, la televiziunile de rusești, are ruble în buzunar, nu vrea să audă de UE, consideră România un stat dușmănos, să zicem. Este acesta un portret fidel al transnistreanului? Nu cred și nu neapărat. Haideți să începem cu faptul că practic toți locuitorii a regiunii transnistrene au cetățenie Republicii Moldova. Da? Deci noi, practic, conform ultimelor date, noi avem vreo 375.000 de cetățeni a Republicii Moldova în regiunea transnistreană. Și practic toată populația regiunii are cetățenie Republicii Moldova. Ceea dar are și pașaport rusesc, o mare parte din... O mare parte au și pașaport rusesc și pașaportul moldovenesc și mulți au și pașaportul României. Și pașaportul Bulgariei, deci fără doar și poate. Sunt oameni care au acolo 4-5 pașapoarte, ceea ce înseamnă că ei călătoresc destul de mult și pe partea dreaptă al Nistrului, dar și în România și în Uniunea Europeană. Deci, întrebarea aceasta este o întrebare foarte importantă și a fost foarte puțin studiată. Deci, sunt foarte puțini oameni care ar putea crea acel portret fidel al... Deci, dar cum arată transnistreanul? Cum este el? Cum votează? Da, și este o întrebare foarte importantă. Eu cred că ea trebuie să fie studiată mult mai adânc, pentru că și în Republica Moldova există deci așa un tablou foarte simplist al oamenilor care locuiesc în regiune, a preferințelor lor. Dar e foarte important să subliniem și să înțelegem că sunt cetățenii Republicii Moldova și că deci, noi o să vorbim despre situația regională și despre reglementarea conflictului transnistrean, dar pentru Republica Moldova alte căi de către reintegrarea regiunii transnistrene într-un stat suveran, independent, Republica Moldova, nu prea există și acest lucru trebuie să fie înțeles. Da? Că nu prea sunt alte opțiuni în conjunctura geopolitică regională actuală. Dar o să mai vorbim despre asta. Dar ei văd lucrurile așa, cetățenii din Transnistria? Adică dumneavoastră spuneți că nu există pentru ei altă soluție decât integrarea în reală în Moldova și mai departe integrarea odată cu Moldova, integrarea în Uniunea Europeană, că ăsta este drumul din acest moment pe care și l-a ales Moldova. Ei văd lucrurile așa? Iată, aici sunt semne de întrebare. Deci aceste două lucruri se vor întâmpla în paralel în viața reală. Deci noi cu dumneavoastră, știți cum, e foarte interesant că realitatea nu este construită din plastilină. Tu nu poți să o modelezi așa cum ție îți place. Deci există viața reală, condiții reale. Deci sunt foarte și foarte, și foarte multe, multe nuanțe ale acestei situații, dar ceea ce este foarte important pentru Republica Moldova și eu vreau să subliniez acest lucru, că această comunicare cu malul stâng, cu regiunea transnistreană, trebuie să se întâmple comunicare, deci la practic toate nivelurile și cam a fost neglijat această pistă, deci acest domeniu de viață politică, socială și economică a Republicii Moldova. Apropo, deci și cu Găgăuzia nu prea a fost comunicare. Deci acolo cumva și în Găgăuzia, deci noi vorbim cu dumneavoastră despre regiunea transnistreană, dar iată noi avem regiunea Găgăuză, care practic este, deci statutul cărei ea este foarte bine definit în legislația Republicii Moldova, în Constituția Republicii Moldova, în legile Republicii Moldova și este partea componentă cu un statut special în componența Republicii Moldova, dar chiar și acolo există o realitate paralelă, deci practic este o regiune care trăiește într-o realitate proprie, care nu neapărat se intersectează cu realitatea Republicii Moldova, care au viziuni foarte diferite. Și acolo, ca să spunem, cetățeanul din Găgăuzia este vorbitor de limbă rusă,
O mare parte dintre oamenii din Găgăuzia au rude care muncesc în Rusia. Ei la fel se uită la televiziuni rusești, deci sunt expuși propagandei rusești de toate felurile. Iarăși, o întrebare e portretul acesta al cetățeanului din Găgăuzia. Cum este el? Cum poate fi schimbat în viitorul apropiat? Este vorba, haideți să începem cu faptul că este vorba despre 4% din populația Republicii Moldova. E o minoritate, da? Ok, am înțeles. 4%, da. E foarte important. Deci noi nu vorbim aici despre o problemă care nu poate fi abordată în mod constructiv, deci prin eforturi conștiente al statului Republica Moldova. Dar da, dumneavoastră aveți perfectă dreptate și inițial această autonomie în 1994 cu ajutorul Turciei, cu ajutorul domnului președinte de atunci, domnul Dimirel, a fost creată ca autonomie culturală, da? Și acum realitatea tristă în regiunea Găgăuză este că, practic, regiunea aceasta a fost rusificată pe timpurile Moldovei independente în mult mai mare măsură decât pe timpurile Uniunii Sovietice. Deci, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Limba găgăuză este, practic, acum este o limbă extinctă. Cultura găgăuză. Deci, tot mai puțini oameni, mai ales oameni tineri, vorbesc limba găgăuză și aceasta trebuie să fie miză. Deci dumneavoastră a spus că lumea în Găgăuzie vorbește rusă. Rusă. Deci da. Nu limba găgăuză, deci nu română, limba lor. Și nu găgăuză, deci vorbește rusă. Da. Și este o problemă foarte mare. Deci este o problemă uriașă. Nu, în primul rând, Republica Moldova ca stat nu prea a avut resurse, timp și nu a dedicat eforturi suficiente pentru această regiune. Știți cum? Este un fel de cerc vicios. Noi nu avem voturi acolo, sau dacă noi avem voturi acolo, noi putem să le obținem prin promovarea acestor mesaje și narrative pe care noi le-am promovat, deci de la bun început, și practic nu se schimbă nimic acolo în această regiune, cu toate că eu vreau să vă spun că există interes. Deci, iată, spre exemplu, acolo este o școală în limba română, cu predare în limba română și cererea pentru această școală cu mult depășește ofertă. Da? Deci există această cerere. Dar este o singură școală. O singură școală. Dar eu vreau să vă spun că nu este câte? nicio școală în limba găgăuză. Nicio școală de limba găgăuză. Deci din 45 grădinițe din autonomia găgăuză, nici o grădiniță nu este în limba găgăuză sau în limba română. Deci da, este o problemă, e o problemă foarte serioasă, dar uitați-vă, eu am vizitat și am fost în practic toate autonomiile în Uniunea Europeană și am văzut cum funcționează lucrurile acolo, da? Iată, eu nu știu, dacă noi o să luăm Alto Adige, spre exemplu, cu dumneavoastră, da? Deci acolo este în această autonomie Alto Adige. Unde este un această grup, autonomie? South Tirol de Sud. Tirol de Sud. Da, el deci are două nume, da? Și iată, acolo, spre exemplu, este o populație de vorbitori de limba ladină, care e 5% de această autonomie. Dar, practic, dreptul lor de a vorbi în limba lor este asigurat pe deplin de stat, de autonomie, deci de toate structurile. Și chestia aceasta costă. Este scump și trebuie să fie, noi trebuie să dedicăm multe eforturi și timp acestor sarcini și acest lucru este posibil, doar că aici și iată aici este un paradox, pentru că pentru autonomia găgăuză această mișcare a Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este un lucru benefic, mult mai benefic decât pentru restul Republicii Moldova, pentru că acolo drepturile autonomiei vor fi protejate, pentru că acolo ei vor avea instituții de drept și instituții la care ei ar putea să apeleze. Și acolo relația lor cu Chișinău va deveni mult mai predictibilă. Dar în același timp ei sunt împotriva, pentru că din cauza propagandei care a existat în regiune tot acest timp, care spune că deci Uniunea Europeană înseamnă distrugerea statalității a Republicii Moldova, înseamnă multe, multe chestii. Deci propaganda și dezinformare acum au atins practic un apogeu și chestia aceasta va crește, pentru că dumneavoastră cunoașteți că în luna octombrie vor avea loc alegeri prezidențiale și după care vor avea loc alegeri parlamentare anul viitor și miza principală este pe, anume pe aceste alegeri prezidențiale. Și
după războiul Federației Ruse în Ucraina, deci Federația Rusă practic s-a pornit să refacă întreagă regiunea URSS sau Imperiul Rus. Eu nu sunt sigur, dar cel puțin deci acolo au fost sarcini pe termen scurt, sarcini pe termen lung. Și sarcina pe termen scurt a fost să includă Ucraina și Republica Moldova în sfera lor de influență. Și asta a fost planul. Acest lucru este foarte bine documentat, că practic în prima săptămână de la începerea războiului, Federația Rusă trebuia să ajungă pe la hotarul cu Republica Moldova. Și atunci, deci acolo erau foarte multe, multe scenarii. După asta, nu să intrăm aici în detalii, dar asta a fost planul deci pe termen scurt. Să includă Republica Moldova și Ucraina, pe care Federația Rusă le consideră zone, nu știu, firește, că doriți, de influență în orbita geopolitică ale Federației Ruse. Acest plan a ieșuat datorită ucrainenilor, datorită acestei rezistențe la care nimeni nu se aștepta, de fapt, nici țările Occidentului nu credeau că așa ceva este posibil. Dacă dumneavoastră țineți minte, toată lumea credea că deci peste o săptămână Kievul va prăbuși. Da, deci, și datorită acestui fapt, totul a fost schimbat și acum sarcina minimă a Federației Ruse este să nu admită plecarea Republicii Moldova și Ucrainei în sfera de influență a Occidentului. Deci asta e sarcina minimă. Și acum Gagauzia deci va juca un rol foarte important în aceste eforturi de a vorbim opri. Despre aceste alegeri care vor avea loc toamnă, alegeri prezidențiale care sunt foarte importante și aici întrebarea firească este aceste regiuni. Presupun că vorbim de Transnistria și Găgăuzia, sunt și ele expuse mesajelor politicienilor aflați în campanie. Ce mesaje trimit politicienii acolo și la ce să ne așteptăm? Cum vor juca în aceste alegeri importante din Moldova? O să ne așteptăm la o perioadă extrem de fierbinte, probabil cea mai turbulentă perioadă în istoria independentă a Republicii Moldova, pentru că mizele sunt foarte mari. Deci, practic, 30 de ani de zile, Republica Moldova a stat pe gard. Politica preferată ale tuturor politicienilor a fost haideți să fim prieteni și cu Estul și cu Vestul. Deci, practic, n-am avut guverne care ar avea o alegere clară, o opțiune clară, că iată care este drumul de dezvoltare a Republicii Moldova și noi vom merge pe acest drum de la început până la capăt. Chiar și domnul Plahotniuc, care avea mulți prieteni și aici în România, la București, și politicieni, și formatori de opinie publică, și despre care se credea că este omul nostru, de fapt, el se juca foarte bine. Și cu Federația Rusă, și cu Occident. Și guvernare PAS acum, în ultima perioadă, exact. Care este o guvernare pro-europeană. Practic, aceasta este prima guvernare care nu are de gând să joacă în acest joc cu Federația Rusă, în jocul, păi noi vrem să deci primim tot de la Occident și deci din partea Federației Rusiei. Eu zic foarte clar că calea noastră este spre Uniunea Europeană. Gata, noi suntem noi o să facem pași decisivi să ieșim de sfera de influență a Federației Rusă. Și dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă asta pentru Federația Rusă. Asta înseamnă pierderea controlului asupra Republicii Moldova, asupra regiunii și crearea unei situații imposibile referitor la reglementarea transnistriană. Deci Federația Rusă va face totul posibil ca să nu permită acest lucru. Și cum se va întâmpla acest lucru? E că aici este o întrebare foarte și foarte interesantă. Deci așa numitul puterea blândă a Federației Rusă în Republica Moldova e tot mai puțină. Marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova, apropo inclusiv și cei din deci regiunea Transnistriană, spre exemplu, cred că drumul de dezvoltare a Republicii Moldova este spre Uniunea Europeană. Și este și fresc. S-a făcut în acest sens? Adică de unde știți? I-au fost întrebați și majoritatea a spus da, drumul nostru este semne, deci semne directe, dar și indirecte. Și iată, ideea Federației Ruse că Republica Moldova ar trebui să facă parte componentă al Uniunii Euroaziatice. Deci este așa o uniune care include 5 țări, Belarus, Kazahstan, da. Armenia, deci care deci practic este un fel de pactul de la Varsovia în condiții actuale.
Acest proiect pe Republica Moldova nu mai este relevant și nu mai este atractiv. El nu va funcționa. Deci puterea blândă Republica Moldova a Federației Ruse și practic sunt foarte puține, deci rămân tot mai puține pârghii de influență. Și anume din cauza aceasta, aceste alegeri sunt atât de importante pentru că tu practic poți să faci niște pași decisivi ca să nu permiți Republicii Moldova să fac acești pași finali de a ieși din sfera de influență. A spus că pârghile sunt din ce în ce mai puține, dar avem limba rusă, care este prezentă prin televiziuni, surse de informare și așa mai departe. Sigur, au existat niște televiziuni care au fost interzise. Pe de altă parte, oamenii au acces și la presă de limbă rusă. Avem Ilan Șor, un oligarh influent, care are două, deci după ce i s-a interzis partidul, l-a creat încă două partide sau chiar trei cu aceiași oameni și că aceste partide sunt pe scena politică din Moldova. Cine sunt în momentul acesta oamenii Rusiei, ca să zic așa? Cum vor încerca ei să influențeze aceste alegeri? Strategia principală este să nu fie actuala președintă Maia Sandu la putere și partidul PAS. Deci asta este sarcina principală. Deci este direcționat către Maia Sandu și către PAS. Da, da, asta este. Deci crearea, spre exemplu, în cadrul alegerilor parlamentare din anul viitor, spre exemplu, vine la putere o coaliție a diferitor partide care practic cumva uită despre integrarea europeană ca proiectul principal pentru țară. Deci dacă tu nu promovezi foarte activ integrarea europeană, înseamnă că această direcție moare. Deci eu vă dau exemplu Georgiei, spre exemplu. Iată, soluția georgiană ar fi ideală pentru Federația Rusă. Da? Republica Moldova să aibă un președinte pro-european, dar care nu prea are influență, putere, și un parlament care trage în cealaltă direcție sau stă pe loc, sau continuă cu această politică a Republicii Moldova, deci și cu unii și cu alții. Da? Stăm pe gard. Noi suntem prieteni cu toți. Și asta ar fi o soluție ideală pentru Federația Rusă și eu vreau să vă spun că această soluție ar putea fi perfect posibilă. Deci în condițiile actuale... Să fie la mijloc, să fie sau cum? Să avem un parlament care va fi foarte pestrit, în care vor fi multe partide și care își vor promova interesele. Dar de ce, iată, și cu unii și cu alții, această strategie de zona gri a Republicii Moldova, de ce ea este benefică? Pentru că oamenii fac mulți bani. Da? Deci Republica Moldova, la o anumită etapă, în anii 2012-2015, 16 s-a transformat practic într-o țară cu o ștampilă de țară independentă și cu un loc în Organizația Națiunilor Unite, dar care făcea spălare de bani, care făcea toate chestiile care nu ar fi fost posibile în țările Uniunii Europene. Dar pentru că Republica Moldova a fost controlată de o practic gașcă de oameni care vroiau să facă bani. Deci această, interesa atât. Doar da, să facă deci bani. Această stare de zona gri este foarte și foarte benefică pentru oameni care controlează Republica Moldova și care o gestionează. Deci există foarte multă lume acum, deci practic toate grupările care sunt care acum vor să revină la putere, vor revenire la această stare. La care sunt aceste grupări? Hai să le definim. Avem partidul aflat la putere cu PAS, Maia Sandu, știm ce dorește. Avem prorușii, Ilan Șor și partidele pe care le-a creat. Cine mai Și avem foarte multe partide pe mijloc. Da? Deci care vor și și. Care vor și și. Exact. Care vor și și. Deci noi nu... Practic, partidul Șor va fi singurul partid care... Dar sarcina partidului Șor este destabilizare. Deci este un partid, am zis că sunt renaștere, sunt mai multe. Sau... Mulți bani, multe partide, așa ceva Republica Moldova nu a văzut niciodată. Deci sunt băgați foarte mulți bani, pentru că din punct de vedere a Federației Ruse, e mult mai ușor să cumperi o țară decât să pornești un război în această țară. Și aceasta a fost experiența Ucrainei. Deci și Republica Moldova la etapa actuală, eu cred că noi suntem într-un pericol
că această soluție georgiană sau scenariu georgian poate să se întâmple și atunci Republica Moldova va rămâne în acea zonă gri dintre Rusia și Occident. Și iată de ce e atât de important să avem un guvern care în continuare va promova integrarea europeană, care în continuare va promova această politică de ieșire din sfera de influență a Federației Ruse. Pentru că tot ceea ce noi vedem acum în regiune, deci știți cum, dacă noi o să ne uităm puțin, dacă noi o să uităm puțin în trecut, noi o să vedem că transformările geopolitice de asemenea învingură de obicei se terminau cu niște conferințe mari de pace, cu niște tractate de pace. Deci 1815, Yalta, Teheran, deci nu știu, războiul de la Crimea, sau chiar și conferința de la Versailles, unde au participat 27 de țări, dar toate deciziile au fost luate de doar 4 țări. Deci asta vrea Federația Rusă. Federația Rusă vrea împărțirea sferilor de acestui spațiu în sfere de influență clar definite. Da? Și iată, așa s-a întâmplat după cel de-al doilea război mondial. Și dacă Republica Moldova va pomeni cumva pe cealaltă parte ale acestei paricăți, deci atunci asta va fi o tragedie. Și nu doar pentru noi, va fi și o tragedie și pentru România, dar și pentru Ucraina. Și deci mie mi se pare că este prima dată când aceste alegeri contează atât de mult din punct de vedere a viitorului țării. Avem aceste alegeri care se suprapun cu un referendum. Și am citit opinii ale unor politicieni de opoziție care zic că Maia Sandu, convocând acest referendum, riscă, odată cu alegerile, își asumă un risc să compromită parcursul european al Moldovei, pentru că va exista un atac asupra acestui referendum făcut din partea propagandei ruse și că practic ar putea fi un eșec inclusiv al parcursului european al Uniunii Europene, pentru că dacă nu trece referendumul, în mod evident este un mare, mare eșec. Cum vedeți dumneavoastră aceste opinii care sunt, cred că e riscant, că e un pariu foarte riscant făcut de Maia Sandu? Da, această opinie are drept la existență, dar în același timp mie mi se pare că a fost o mișcare iscuțită, o mișcare deșteaptă. De ce spuneți asta? Setează agenda. Deci acum practic toată lumea în Republica Moldova discută integrarea europeană. Este benefic pentru Republica Moldova? Va exista valoare adăugată pentru Republica Moldova dacă Republica Moldova va continua parcursul său european sau nu? Și aici sunt anumite realizări care sunt incontestabile. De fapt, actualul guvern și doamna președinte au două realizări majore foarte și foarte importante pentru Republica Moldova. Primul, stabilitate, securitate, pace. Că, deci aceasta este un argument care noi foarte des auzim de la reprezentanții puterii, că guvernul actual nu a permis război în Republica Moldova. Ceea ce este adevărat, pentru că șansele că Republica Moldova va nimeri în această zonă de turbulență geopolitică în acest război, mai ales în primele 10-11 luni de la începutul agresiunii a Federației Ruse împotriva Ucrainei, a fost foarte mare și guvernul a făcut totul posibil ca acest lucru să nu se întâmple. Și acum, pe bună dreptate, ei spun că noi am făcut foarte mult ca să păstrăm stabilitate și pace în Republica Moldova. Primul. Și doi, integrarea europeană este calea de dezvoltare pentru Republica Moldova. Spuneți-mi un pic ce condiții trebuie să îndeplinească referendumul Republica Moldova pentru a trece. Deci trebuie să fie prezență la 33%. Deci e vorba despre aproximativ 930.000 de oameni ca acest referendum să fie validat. Se prezintă atâția oameni la vot de regulă? De regulă noi în orice tip de alegeri prezența la vot este de aproximativ 1.500.000 de oameni. Da? Deci prezența va deci fi. Deci quorumul va fi. Quorumul va fi, fără doar și poate. Deci aici, iar sondajele, ceea ce privește votul, cum, ce arată? Este, votul arată că referendum va trece și că va fi un vot pentru, și acest lucru este foarte benefic pentru Republica Moldova, pentru că atunci, practic,
Republica Moldova ca țară vă spune foarte clar și respectat că noi nu mai vrem să stăm pe gard, noi nu mai vrem să fim cu unii și cu alții. Iată, aceasta este calea de dezvoltare strategică pentru Republica Moldova. Federația Rusă va încerca să distrugă acest prim argument al puterii actuale că în Republica Moldova există pace și stabilitate, se așteaptă la provocări, se așteaptă la multe acțiuni directe, nu doar propagandistice. Iată, spre exemplu, Gagauzia ar putea organiza așa numită adunare a deputaților a tuturor nivelelor. Și în cadrul acestei adunări, Gagauzia ar putea cumva adopta o decizie că noi suntem împotriva integrării europene, noi suntem pentru integrarea euroasiatică și noi nu vrem să mergem împreună cu Republica Moldova. Astfel de decizie conducătorii autonomiei? Un congres. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru despre Gagauzia. E foarte important că oamenii din Gagauzia nu vor niciun fel de confruntare cu Republica Moldova. Nimeni nu vrea război, confruntare, neînțelegeri. Deci totul în principiu funcționează foarte bine. Dar iată, aceste pretexte sunt create artificial pentru că așa s-a întâmplat că 10-15 oameni care sunt plătiți de către Șor sunt acum la conducerea Gagauziei, care conduc Gagauziei. Cine este această doamnă care a apărut de nicăieri, doamna Evgenia Guțul, care conduce, este bașcana Gagauziei? Ea este controlată de către Ilan Șor și Ilan Șor este controlat de către serviciile rusești. Cum a fost posibil să apară să câștige alegerile? Că a fost votată de oamenii din Gagauzia. Aceste alegeri au fost cumpărate, pur și simplu. Și este un fapt. Că aceste alegeri nu au fost libere și corecte. Cu ce s-au cumpărat? Au fost cu bani? Da. Sunt multe metode de a aduce bani în Republica Moldova și, practic, probabil serviciile din Republica Moldova descoperă în fiecare zi o nouă metodă de a aduce bani. Miile de votanți din autonomia gagauză au primit bani sau cum? Da. 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 Așa este. Așa este. Și dacă n-ar fi fost acest factor de bani, ei n-ar fi câștigat aceste alegeri. Fără doar și poate. Doar că instituțiile statului nu prea sunt în stare să contracareze, n-au fost în stare să contracareze, deci ceea ce s-a întâmplat în Gagauzia. Și iată, această conducere actuală, și e vorba despre 10-15 persoane, ei nu că doar sunt interesați, dar miza lor principală este să atragă autonomia Gagauză într-o confruntare instituțională cu puterea centrală. Deci asta ei vor. Ei nu vor colaborare, ei nu vor rezolvarea problemelor, ei nu vor un dialog normal care a existat practic deci 30 de ani de zile. Ei vor o confruntare, ei vor să folosească Gagauzia, autonomia Gagauză ca o armă geopolitică împotriva Chișinăului. Și apropo, guvernul de la Chișinău, de la bun început, a gestionat foarte și foarte abil situația cu regiunea transnistreană. Foarte abil. Deci, practic, dumneavoastră nu auziți nimic despre regiunea transnistreană. Și cu cât ba mai... da, s-au revoltat atunci când s-au băgat taxe vamale. Am citit. Da, au fost niște neînțelegeri, dar după asta, practic, nu s-a mai întâmplat nimic. Și guvernul de la Chișinău, mie mi se pare că și domnul vicepreministru și domnul prim-ministru au gestionat această situație foarte abil. Au fost dedicate suficiente resurse, oameni, expertiză acestui dosar. Și, practic, acum este vorba despre management. Deci gestionarea conflictului, neadmiterea escaladărilor și nu se așteaptă acum la nicio amenințare în cadrul acestor alegeri sau proceselor politice Republica Moldova din partea regiunii transnistrene, deci, pentru că ei nu sunt interesați în chestia aceasta. Mai degrabă se așteaptă să întâmple ceva în Găgăuzia deci, și mai puțin în cu regiunea transnistreană să creată așa o situație că cei din regiunea transnistreană nu sunt interesați în niciun fel de escaladare pentru că vor avea mult mai mult de pierdut decât din situația calmă, liniștită, predictibilă. Dar cei din Gagauzia, iarăși, nu este vorba despre întregul popor gagauz. Deci nu e vorba despre toți cei care locuiesc în regiune. Ei toți vor liniște și stabilitate și pace. Dar e vorba despre un grup de 10-15 oameni care tulbură apele și care vor să creeze această situație de isterizare, care vor confruntare cu Chișinău și care practic vor să vină la putere, vor să destabilizeze situația în Republica Moldova. Și iată care este miza strategică acum. E foarte important pentru instituțiile statului să fie în stare să contracareze aceste riscuri, pentru că dacă se va ajunge la
destabilizare, la confruntare, atunci guvernul actual va avea foarte mult de pierdut, pentru că iată acest primul deci stâlp, pilon de realizări pe care le-a avut guvernul actual, practic se va prăbuși și nu va mai exista. A spus că nu toți locuitorii din Găgăuzia sunt pe aceeași lungime de undă, dar o întrebare de bun simț cred că este una legată de situația economică. Foarte mulți dintre oamenii din Găgăuzia trăiesc de pe urma banilor trimiși acasă de foarte mulți locuitori care lucrează în Rusia. Este aceasta o pârghie pe care o pârghie pe care o are Rusia, nu știu, să oamenii se gândească că dacă nu mai avem voie să muncim în Rusia, nu o să mai avem din ce trăi. Nu prea. Asta este adevărat, dar asta nu înseamnă că cineva ar vrea o confruntare sau cineva ar vrea destabilizare pentru a înlocui guvernul la Chișinău. Deci sunt două lucruri foarte și foarte diferite. Toată lumea vede ce se întâmplă în Ucraina. Toată lumea, frică de război. Aici, uitați-vă, situația strategică, iată eu, spre exemplu, deci când vii în România, când vii la București, siguranță și securitate. Sunt două cuvinte care imediat tu le simți. În Republica Moldova situația de securitate e altă. Noi suntem pe pragul, aici nu, noi suntem la hotar cu război. Și frică de război pentru mare majoritate a cetățenilor Republicii Moldova este frica numărul 1. Nimeni nu vrea acest lucru să se întâmple. Asta arată sondajele, presupun că toate sondajele arată acest lucru. Deci 75% vor reglementarea pașnică politică a conflictului transnistrean. Desigur că guvernul de Chișinău, teoretic vorbind, ar fi putut cumva să bage capul într-un stup cu albine și să spere că albinele nu o să te muște. Da? Deci tu, desigur că ar fi fost posibil să te bagi în această confruntare regională pe deplin, dar asta ar fi însemnat că Republica Moldova ar fi avut de suferit. Deci alegerile care au fost făcute a existat și aceste informații că Ucraina ar fi încercat, sigur, speculate de propaganda rusă, că Ucraina ar fi dorit rezolvarea conflictului transnistrean și ar fi cerut lucrul acesta Moldovei, să fie parte, să fie, a existat acest lucru, cum vedeți aceste informații? Doar pot să vă spun, uitați-vă ce spune și zice Ucraina acum. Doar reglementarea pașnică, politica a conflictului transnistrean, inclusiv datorită guvernul de la Chișinău. Deci guvernul de la Chișinău a promovat, a insistat pe reglementarea politică pașnică a conflictului transnistrean și a fost un lucru foarte important pentru a menține stabilitate și a păstra pace în Republica Moldova. Deci noi suntem într-o zonă explozibilă și practic reglementarea politică a conflictului transnistrean a fost amânată pentru că va veni o perioadă. Noi nu știm cum se va întâmpla chestia aceasta, dar iată, noi vedem schimbări destul de importante în Statele Unite, în Uniunea Europeană. Va veni timpul când se va vorbi despre pace. Noi nu știm cum va fi sau ce anume va fi. Vorbim despre pace în pace războiul în Ucraina. Regiune. Și eu cred și, deci, practic acest lucru este cert, că când se va vorbi despre pace în Ucraina, se va vorbi despre situația regională și eu sunt absolut sigur că regiunea transnistreană, Republica Moldova, va fi partea componentă al acestui sistem de securitate nou. Și atunci va veni timpul de reglementare politică a conflictului transnistrean. Dar acum, deci, guvernul de la Chișinău ar putea, desigur, să spună, păi, noi suntem într-o altă situație, noi acum putem să facem niște pași decisivi spre reglementarea conflictului transnistrean, dar asta ar înlocui agenda de integrare europeană. Deci asta ar crea tulburări masive în politica internă a Republicii Moldova și, din punct de vedere strategic, ar fi fost o mișcare nechipzuită până la urmă. Dar va veni acest timp și mie mi se pare, deci după alegerile parlamentare în Republica Moldova, eu cred că noi... Anul viitor, da. Da, anul viitor, noi în timp de 2 ani de zile maxim ne vom confrunta cu această realitate că trebuie să fie găsită soluția politică pașnică a conflictului transnistrean, pentru că situația nu mai este sustenabilă. Status quo a fost distrus de acest război a Federației Rusiei împotriva Ucrainei și situația geopolitică e de așa natură că va trebui să existe
un fel de certitudine ce se va întâmpla mai departe. Deci chestia aceasta se va întâmpla cu mult timp înainte de integrarea europeană a Republicii Moldova, care e programată, preconizată pe anul 2030. Cu mult timp înainte, Republica Moldova va trebui să găsească soluția la această întrebare, dar actuala politică de gestionare, de management al conflictului este foarte corectă și ea a dat roade foarte bune pentru Republica Moldova. Ce părere aveți de scandalurile de spionaj, de trădare, de care au fost destul de dese în Moldova în ultima perioadă? Chiar avem recent un șeful direcției juridice a Parlamentului a fost arestat. Le vedeți ca amenințări serioase sau sunt niște evenimente pasagere care nu reprezintă o miză foarte mare? E al doilea la un interval de 2 luni, cred. Eu cred că este un lucru foarte serios și mie mi se pare că amploarea e mult mai largă și serviciile trebuie să lucreze. Deci așa e într-un stat care se respectă și care are instituții puternice. Eu doar mă mir că doar acum ies la iveală chestii de această natură, pentru că eu sunt sigur că eu am auzit și am înțeles că acolo sunt niște dovezi foarte serioase, deci că nu e ceva sub din deget și că va merge că mai nu departe. E o perdea de fum, nu știu, care să fie și apusă într-un context electoral, da, poate. Chiar și cei de opoziție, deci cu preferințe pro-europene, zic că este un lucru serios, cu dovezi destul de serioase. Și doar putem să sperăm că chestia aceasta va continua. Și noi, știți cum, iată, eu des mă gândesc ce se va întâmpla în Republica Moldova dacă noi la puterea în cadrul alegerilor prezidențiale, și noi am discutat că acest lucru este perfect posibil, va veni o altă coaliție de partide, de diferite partide, cu înclinările prorusești, nu știu, deci, sau care vor vrea să mențină Republica Moldova în această zonă gri. Știți ce se va întâmpla? Primul lucru, vor fi acolo epurări masive în interiorul țării. Deci, da, va avea loc o curățare foarte, foarte și foarte serioasă de toate elementele care pot fi împotriva acestei stări de zona gri, deci, sau cu înclinări pro-rusești. Vă referiți la funcționari, politicieni? Eu vorbesc despre societatea civilă. Eu vorbesc aici despre jurnaliști, despre media independentă. Deci noi nu trebuie... Uitați-vă, deci, pe exemplu, poate este un exemplu nereușit, dar spre exemplu, Ungaria după al doilea război mondial, în 1945, Partidul Comunist a avut doar 17% în cadrul alegerilor. Peste 2 ani de zile acest partid are mare majoritate. Ungaria, care e țara catolică, deci care e o țară foarte anticomunistă, uitați-vă ce s-a întâmplat în Polonia, uitați-vă ce s-a întâmplat în România, în Cehoslovacia, deci în toate țările a blocului din Varsovia. Cât de repede s-a întâmplat acest lucru, cât de repede și masive au fost aceste epurări. Deci Federația Rusă știe de a face asta, da? Păi și atunci situația va deveni foarte și foarte periculoasă, pentru că haideți să nu uităm că Republica Moldova se află dintre Ucraina și România și ar putea potențial să fie nu doar un prieten, dar și pericol de securitate. Și acest scenariu este posibil. Deci de asta e atât de important ca Republica Moldova să aibă un guvern pro-european autentic. Oricare ar fi acel guvern. Și eu nu vorbesc aici despre PAS sau despre alte partide. Indiferent de alegeri, în orice țară, factorul economic, felul cum trăiesc oamenii, trăiesc bine, trăiesc prost, influențează alegerile. Iar în Moldova avem inflație mare, a fost inflație mare, avem probleme economice. Întrebarea e în ce măsură credeți că aceste lucruri vor cântări la aceste alegeri? Foarte mare măsură, fără doar și poate. Situația economică este foarte dificilă și iarăși este vorba de un proces de transformare. Cred că peste 5-10 ani de zile situația va fi altă. Fonduri de preaderare, deschiderea economiei care se va produce în Republica Moldova, practic va transforma situația economică. La etapa actuală situația este foarte dificilă din punct de vedere economic și inclusiv și din cauza aceasta noi avem un flux atât de mare de bani pentru a cumpăra voturi. Și în cadrul alegerilor la nivel național... Vorbiți de flux de bani care vine din Federația Rusă. Federația Rusă. Da. Și care nu poate fi oprit. Deci este închis robinet, închis un canal, apare altceva. Și
Cam asta este strategia. Strategia este de destabilizare, strategia este de înlocuirea guvernului actual cu orice alt guvern, oricare n-ar fi el, și atunci asta ar fi, deci, considerat de Federația Rusă ca schimbarea cursului strategic al Republicii Moldova. Și acum, la etapa actuală, PAS are 63-62 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, care are 101 de deputați, și atunci, și din cauza aceasta, procesul de integrare european merge destul de ușor și destul de repede. Dar închipuiți-vă că noi o să avem, spre exemplu, 3-4 partide în cadrul Parlamentului, da? Va fi foarte dificil să iei orice decizie. Și trenul acesta spre Uniunea Europeană nu va sta pe gară, știu eu, 5-10 ani de zile. E vorba despre o perioadă foarte și foarte limitată. Trenul pleacă. Dacă noi nu reușim să intrăm în acest tren, înseamnă că noi... Cine este contracandidatul Maia Sandu? Cel important? În cadrul alegerilor, eu cred că dacă nu vor fi destabilizări masive, dacă nu se va produce ceva extraordinar în Republica Moldova, dar președinte va câștiga aceste alegeri. Deci, deocamdată nu se vede un contracandidat care cumva ar putea acumula voturile celor indeciși sau voturile celor dezamăgiți. Nu se vede acest lucru. Era vorba, deci foarte mult se vorbea despre un candidat unic din partea opoziției. Nu s-a întâmplat, inclusiv din cauza faptului că aceste alegeri sunt importante și din punct de vedere de crearea unei platforme pentru alegerile parlamentare care vor urma în anul viitor, și dacă tu nu participi în aceste alegeri prezidențiale, cumva tu diminuiești șansele tale de a avea un rezultat bun în cadrul alegerilor parlamentari. Și inclusiv și din cauza aceasta, toate partidele de opoziție, toți liderii partidelor de opoziție au vrut să participe în acest lucru, în aceste alegeri. Ca să creeze această platformă pentru alegerile de anul viitor. Da, exact, exact. Și acest lucru ușurează viața doamnei președinte foarte mult, pentru că ei se bat dintre ei, ei o atacă pe doamna președinte, deci nu există acolo o simfonie, dar există o cacofonie de diferite voci, de diferite oameni. Și ei, practic, măresc șansele doamnei președinte de a câștiga aceste alegeri, pentru că, practic, ei o atacă și o victimizează. Ceea ce, pentru alegătorii din Republica Moldova, este un semn bun, de obicei. Vă mulțumesc foarte mult, sper să ne vedem și data viitoare. Mulțumesc! Mersi pentru invitație!